Biblia, la Eclesiastul, capitolul 9, începând cu versetul 13. Era o mică cetate, cu puțin oameni în ea. Și a venit asupra ei un împărat puternic. A împresurat-o și a ridicat mari îndrepturi împotriva ei. În ea se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise la unul acela sărac. Atunci am zis, mai bună este înțelepciunea decât tăria. Totuși înțelepciunea săracului este disprețuită și nimeni nu ascultă. Cuvintele înțelepților ascultate în liniște sunt mai de preț decât strigătele unuia care stăpânește între nebuni. Înțelepciunea este mai de preț decât sculele de război. Dar un singur păcătos nimicește mult bine. Amin. Să ocupați locurile, frați și surori. Și să rugăm pe Domnul, așa cum spunea și Apostolul Pavel, ca ori de câte ori ne ridicăm și vestim cuvântul Domnului, Domnul să deschidă ușa de cuvânt. Să dea putere să se rostească cuvintele Domnului, mai presus decât orice în lucrul acesta. De aceea rugați-vă și dumneavoastră ca Domnul să descopere în seara aceasta și să dea lumină din cuvântul Lui, ca să putem să propășim pe calea mântuirii. Amin. Frați și surori, în seara aceasta cuvântul Domnului este despre înțelepciune. Cât de importantă este înțelepciunea. Înțelepciunea mai de preț decât puterea. Înțelepciunea mai importantă decât orice. Mai importantă decât forța. Mai importantă decât puterea omenirii. Este ceva mai important decât aceasta. Decât toate forțele din lumea aceasta, spune cuvântul lui Dumnezeu, este ceva mai important. Și despre aceasta, Solomon, în seara aceasta, vrea să ne vorbească. Însă, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre o înțelepciune care ar trebui să avem toți copiii lui Dumnezeu. Sigur, înțelepciuni sunt multe și s-ar putea să vorbească despre înțelepciunea lumii acesteia, ceea ce pe noi mai puțin ar trebui să ne intereseze. Despre înțelepciunea lui Dumnezeu, care este cea mai mare și care trebuia să ne dea și nouă, despre înțelepciunea mântuirii. Însă, din textul din seara aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre o înțelepciune salvatoare. Despre o înțelepciune care este mai mare decât puterea, mai mare decât forța, este o înțelepciune salvatoare. Care ar trebui să o aibă fiecare familist, care ar trebui să aibă fiecare copil al lui Dumnezeu, care ar trebui să aibă toți care cunosc pe Domnul. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 15. Despre cei care cunosc pe Dumnezeu, despre cei care merg pe calea mântuirii, despre cei care s-au separat de lumea aceasta, despre cei care au luat o altă cale să umble în lumea aceasta. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Aceia suntem noi, Biserica lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa, în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 15. Luați seama, noi, fiecare dintre noi. Deci, să umblați cu vânare de seamă. Nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. După acest verset, se naște o întrebare în inimile noastre, sau ar trebui să ne punem. Este nevoie să umblăm cu înțelepciunea lumea aceasta? Dacă nu ar fi nevoie, de ce ar fi spus Pavel, luați seama să umblați cu băgare de seamă ca niște oameni înțelepți? Reiese clar din cuvântul lui Dumnezeu, din spusele lui Pavel aici și din alte spuse ale lui Pavel,
în Coloseni, în capitolul 4, mi se pare că spune: umblați cu înțelepciune cu cei necredincioși. Apoi, frați și surori, în Proverbe, în capitolul 20, versetul 29, acolo se poate în evidență ceea ce interesează pe tine. Însă pe oamenii care trec de la o vârstă la alta, nu mai este pentru ei important ce era pentru tineret. Sigur, aici spune, slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt pelii albi. Podoaba bătrânilor trebuie să fie înțelepciunea, să nu cărunțească de pomană. Dacă tinerii caută să fie tari, este ceva mai important, spune Cuvântul lui Dumnezeu, este înțelepciunea. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, despre înțelepciune, în, tot în Proverbe, în capitolul 24, cu versetul 3, până la versetul 7, cine vrea să-și zidească o casă, pune, te rog, Proverbe 24, cu versetul 3, prin înțelepciune se înalță o casă, și prin pricepere se întărește, versetul 4. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Un om înțelept este plin de putere și cel priceput își oțelește blaga. Căci prin măsuri chipzuite câștigă bătălia și prin mare număr de sfert asfernicilor ar biruința. Versetul 7. Înțelepciunea este prea înaltă pentru cel nebun. El nu va deschide gura la judecată. Frați și surori, din aceste versete scoatem în evidență nevoia de înțelepciune. Ba mai mult, frați și surori, dacă am rămânea doar la ce spune împăratul acesta Solomon, care a fost cel mai înțelept om de pe pământ, s-ar putea să rămânem dezamăgiți totuși. Însă, stându-mi și cugetând la înțelepciune, am vrut să vedem ceea ce vrea Hristos. Dacă Hristos are vreo învățătură deosebită și dacă și Hristos consideră importantă înțelepciunea în viața credincioșilor. Și am rămas uimit că Domnul Iisus Hristos a avut cu privire la înțelepciune, o învățătură deosebită și au pus-o pe un loc foarte înalt, de o importanță foarte mare în viața credinciosului. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 10, cu versetul 16, despre oamenii care sunt credincioși, despre cei pe care El îi trimite în lume. Pune-te rog, Claudiu, Matei 10, cu 16. Ce spune despre noi? Iată, eu te vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Dar fiți înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Iar încă o întrebare. Este importantă înțelepciunea pentru noi credincioși? Da. Domnul Iisus Hristos scoate această învățătură în evidență și spune că înțelepciunea pentru credincios este foarte importantă. Atunci pentru fiecare dintre noi este important. Apoi, tot Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 24, cu versetul 45, în acea învățătură despre robul credincios și înțelept, iată despre vedere, cu versetul 45, spune așa, care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vremea potrivită, versetul 46. Ferice de omul, de robul acela înțelept, spune Cuvântul lui Dumnezeu, pe care stăpânul său, la venirea lui, îl va găsi făcând așa. Știți despre ce rob vorbește Domnul Iisus Hristos? Despre cei care se dedică să fie robul lui, despre tine și despre mine, vrea să spune Cuvântul lui Dumnezeu. Este ferice dacă ești un rob înțelept, spune-te rog mai departe. Versetul 27.
45, 46, 47. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Frați și surori, considerați că este importantă înțelepciunea pentru credincios? Dacă nu ar fi fost importantă Domnul Iisus Hristos, nu ar fi avut această învățătură importantă pentru cei care slujesc despre înțelepciune. Apoi, trecând un capitol mai jos, în Matei, în capitolul 25, cu versetul 1, atunci împărăția cerului se va asemăna cu 10 fecioare, care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Versetul 2. 5 din ele erau nepicuite și 5 erau înțelepte. Este nevoie de înțelepciune? A fost nevoie și a avut Domnul Iisus o învățătură deosebită cu privire la cele 5 fecioare? Că trebuie să fim ca cele 5 fecioare înțelepte, să avem ulei în candelă în orice împrejurare a vieții noastre? Spune Cuvântul lui Dumnezeu că da, este importantă această învățătură. Despre înțelepciune, este mai importantă decât puterea, decât forța, decât orice s-ar putea găsi în lumea aceasta. În Luca, în capitolul 16, din nou Domnul Iisus Hristos ne învață în pilda ispravnicului necredincios, Luca 16, cu 8. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în pilda ispravnicului necredincios. Stăpânul lui a lăudat pe ispravnicul nedrept, pentru că lucrează înțelept, căci fiii viacului acestea, față de semenii lor, sunt mai înțelept decât fiii luminii. Versetul 9. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corpurile veșnice. Învățătura Domnului Iisus Hristos nu a fost să fim șmecheri, ci a fost să fim înțelepți. Să luăm exemplu de la acest om care cu ajutorul bogăților nedrepte. Eu mă amintesc foarte bine despre pilda aceasta când eram copil. Învățăturile despre pilda aceasta întotdeauna, frații noștri mai bătrâni ne învățau așa. Bogățiile nedrepte sunt tot ce avem noi pe nedrept de la Dumnezeu. Ai muncit ceva pentru sănătate, ai contribuit cu ceva pentru că tu ești un om înțelept, puternic și poți să muncești. Aceasta era învățătura pe care frații noștri ne dădeau. Și așa este foarte adevărat. Noi, cu toate acestea, ca să muncim, nu am contribuit cu nimica. Dumnezeu este înțelept, puternic. Ne-a dat putere, ne-a dat înțelepciune și ne-a dat totul. Și cu ajutorul acestor bogății nedrepte să ne facem împărăția, să moștenim viața veșnică. Aceasta vrea Dumnezeu să ne învețe din această pildă. Fie dar ca Domnul să ne deschide inima și să învățăm lucrul acesta. Apoi, frați și surori, așa după cum am spus, vreau să trec la cel de-al doilea lucru pe care vreau să îl scot în evidență, pentru că noi, credincioșii, avem nevoie de înțelepciune, de o înțelepciune salvatoare. Trăim ca și credincioși, trăim în diferite cetăți, în diferite locuri, în diferite țări. Și Cuvântul lui Dumnezeu ne învață acolo unde trăim noi, în cetatea respectivă, în țara respectivă, ne învață Cuvântul lui Dumnezeu să contribuim la binele cetății respective și să ne rugăm ca cetatea respectivă să meargă bine. Dacă putem, prin înțelepciunea noastră, să facem ceva pentru cetatea aceea, pentru țara aceea, ce putem face noi? Să ne rugăm pentru ea. Și aceasta ne cere Dumnezeu. Și în exemplul nostru, din seara aceasta, am rămas așa de uimit. Exemplul pe care noi îl avem în seara aceasta, din Eclesiastul, că la acel om sărac care locuia într-o cetate, nici numele lui nu-i se spune, s-ar părea după citire că ar fi un om, un bărbat. Însă nu.
Însă nu este vorba despre un bărbat. Aici amintește că era un om sărac într-o cetate. M-am uitat la amânările despre ce vrea să spună împăratul Solomon. Un om cu o înțelepciune salvatoare era o femeie. Și această femeie noi o găsim în 2 Samuel, frați și surori, în capitolul 20. Haideți, vă rog, să deschidem acolo, în 2 Samuel, în capitolul 20. Versetul 16. Puteți să urmăriți aici, puteți să urmăriți acasă, să studiați lucrul acesta. Nu este vorba despre un alt om. M-am uitat la amânări, este vorba despre această femeie înțeleaptă. Atunci o femeie înțeleaptă a început să strige din cetate. Ascultați, ascultați. Spuneți rog lui Ioab, apropie-te până aici. Vreau să-ți vorbesc. Pune în versetul 22. Și femeia s-a dus și a înduplecat pe tot poporul cu înțelepciunea ei. Au tăiat capul lui Sheba, fiului Bichri. Și au aruncat lui Ioab. Ioab a sunat din trâmbiță, s-a îndrăștiat de lângă cetate și fiecare s-a dus în portul lui. Și Ioab s-a întors la Ierusalim, la împărat. Frați și surori, această cetate despre care am citit aici era înconjurată de împăratul David, de oameni împăratului David. Acest om de nimic pe care îl scoate în evidență în capitolul 20, pentru că nu o spun de la mine, în versetul 20 cu versetul 1 spune așa, acolo era un om de nimic, numit Sheba, fiul lui Bichri din Iamitul. El a sunat din trâmbiță și a zis, noi nu avem nicio parte cu David, nici o moștenire cu fiul lui Ișai. Fiecare la portul său Israel. Și toți bărbații lui Israel s-au depărtat de David și au urmat pe Sheba, fiul lui Bichri. Dar bărbații lui Iuda au rămas credincioși împăratului lor și l-au însoțit de la Iordan până la Ierusalim. Dar mai important decât aceasta a fost că această femeie care nu-i cunoaște numele, îl cunoștea foarte bine pe Ioab. Știa că în fața lui Ioab nimeni nu se poate pune. Nimeni nu poate sta. Dacă veți cerceta cuvântul lui Dumnezeu despre Ioab, acest om era așa de viteaz încât nimeni nu putea. Nici măcar Absalom nu a putut sta în față. Nu i-a putut sta în față nimeni. A fost așa de periculos și această femeie și-a dat seama că din moment ce Ioab a început să înconjoare cetatea, să sape șanțul, scrie în cuvântul lui Dumnezeu, pentru ei nu mai este nicio șansă. Singura șansă pentru ei este moartea. Această femeie, ajungând la concluzia aceasta, a adunat pe oamenii cetății și le-a spus, dacă nu facem ceva și dacă nu dăm în mână pe acest om, pe Sheba, pe care îl cere Ioab, este vai de noi, este prăvăt. Și această femeie, în înțelepciunea ei, a găsit soluția salvatoare pentru cetatea aceea. Era nevoie de cineva înțelept în cetatea aceea. Da? Dacă nu, acea cetate era nimicită. Cu desăvârșire Ioab o ștergea de pe fața pământului. Și a propus atunci să fie ștearsă. Și acea femeie, prin înțelepciunea ei, a salvat acea cetate. De aceea înțelepciune avem noi nevoie. Atunci când trăim într-o cetate, atunci când trăim într-un popor, mai mare decât puterea lui Ioab, mai mare decât orice forță, să fie înțelepciune între noi, în copiii lui Dumnezeu. Domnul să ne dea la fiecare dintre noi. Apoi, frați și surori, tot în cuvântul lui Dumnezeu, am găsit despre, tot despre o femeie care a știut să-și salveze casa ei. Despre o înțelepciune salvatoare. Am spus că vreau să vorbesc în seara aceasta despre o înțelepciune salvatoare. Această femeie care noi găsim numele, a salvat cetatea în care locuia. Apoi, în 1 Samuel, în capitolul 25, cu toții cunoaștem și acest pasaj din Scriptură, este vorba despre Abigail, despre David. Pune-te, rog, versetul, capitolul 25, 1 Samuel, capitolul 25, versetul 17. Să știi acum și să vezi ce ai de făcut. Căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă și el este așa de rău încât nimeni
nu îndrăznește să-i vorbească. Frați și surori, în această împrejurare, la soția acestui om, Nabal, îi ajunge o veste la ureche și spune: nimicirea casei noastre, casei tale și a noastră a robilor este hotărâtă. Vezi ce ai de făcut. Dacă nu iei măsuri cu privire la familia ta, familia ta va fi disperată. Familia ta va fi distrusă. Frați și surori, nu știu cum să spun mai apăsat și ca să înțelegem mai bine. Peste orice familie vin vremuri grele în care diavolul își pune de gând să nimicească familiile noastre. Sunteți de acord cu mine? În orice familie a copiilor lui Dumnezeu, diavolul nu dorește altceva decât divorț, se despartă și să rupă relația în familie. Însă, o înțelepciune salvatoare salvează familia noastră. Fie a bărbatului, fie a femeii. Cum a fost în acest caz a femeii. Vă întreb acum, sunteți de acord cu mine că diavolul vrea să distrugă orice familie? Dar sunteți de acord cu mine că este nevoie de o înțelepciune salvatoare în familiile noastre? Sunteți de acord cu mine că este nevoie de Duhul lui Dumnezeu să pună în noi, în familiști, Duhul lui, ca Domnul să salveze familiile noastre? Fie dar ca Dumnezeu să lucreze. Haideți să vedem ce face această femeie. Postul a fost exagerat de mare. Nu știu care ne-am permite dintre noi să facem acel post pe care l-a făcut Abigail ca să salveze familia ei. Costul este mare, de multe ori s-ar putea să fie exagerat de mare postul. Însă merită să salvezi, să salvezi familia de la distrugere. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici, frați și surori, începând cu versetul 18. Costul acțiunii acestei femei a fost 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu, 100 de turte de stafide, 200 de legături de smochine. Și apoi, spune Cuvântul lui Dumnezeu, că a încălecat mai departe în versetul 19, a încălecat pe asinul lor împreună cu slugile și l-au dus, s-au dus să se întâlnească cu David ca să salveze familia. Ce facem noi, frați și surori, atunci când familia noastră este în pragul disperării? Ce facem noi atunci când familia noastră stă să se distrugă și diavolul luptă cu toate forțele să distrugă familiile noastre? Înțelegem noi că orice preț, orice preț pe care am putea să-l punem, este nevoie de el? Este nevoie de acea înțelepciune salvatoare care să salveze familia ta, familia ta de la disperare, de la distrugere, de la despărțire. Este nevoie de un preț. Este nevoie de înțelepciunea lui Dumnezeu, aceea salvatoare pentru noi și familiile noastre. Domnul să ne dea fiecare familie. Amin? Amin, fraților. Apoi, frați și surori, cel de-al treilea exemplu despre o înțelepciune salvatoare, aș vrea să-l scot în evidență, l-am amintit mai înainte, din Matei, din capitolul 25, versetul 1 până la 13, nu o să-l recitesc tot. Acolo sunt două versete foarte importante despre cele 5 fecioare înțelepte, despre nevoia și despre prețul pe care noi și înțelepciunea care noi avem nevoie ca să ne mântuim sufletele noastre. Haideți, vă rog, să citim două versete, versetul 4 și versetul 9. Matei 25 cu versetul 4. Dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și undele în vase. Frați și surori,
În cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 119, este un cuvânt foarte frumos și spune așa: strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta, Dumnezeule. Frați și surori, în candelele noastre este nevoie de cuvântul lui Dumnezeu fiecare zi. De ce? Ca să nu păcătuim împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea această înțelepciune la fiecare. Să ne salvăm sufletul nostru de la moarte. Să ne mântuim sufletul nostru, frați și surori, care este important, mai important decât orice, mai important decât putere, mai important decât forța. În viața aceasta este sufletul meu pe care îl port, cu care pot să mântuiesc sufletul meu. Domnul să ne ajute la aceasta, la fiecare. Apoi versetul 9. Cele înțelepte le-au răspuns nu. Ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Și mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Este corect să spunem nu când cineva ne cere ceva? În cuvântul lui Dumnezeu, în Eclesiastul, în capitolul 3, cu versetul 1, care te rog până și versetul acesta, este un verset tare important acolo. Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul își are ceasul lui. Vine ceasul și este ceasul când putem să spunem nu. Și ce le-a caracterizat pe cele cinci fecioare înțelepte, le-a caracterizat aceasta că le-a fost înțelepte și au putut să spună nu, pentru că nu ne ajunge nici nouă, nici vouă și mir le rămâne pentru neric. Aceasta a fost înțelepciunea femeii, a celor cinci fecioare. Au putut să spună nu. Vine acel ceas probabil și pentru noi, de multe ori. În diferite ocazii a vieții noastre să trebuiască să spunem da și în altele nu. Însă este important înțelepciunea de oameni. Dumnezeu să vă dea la fiecare și mie. Atunci când trebuie să spun da, să spun da și când trebuie să spun nu, să știu să spun nu. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această înțelepciune salvatoare a sufletului nostru, pentru că este de o mare importanță. Frați și surori, pentru a găsi această înțelepciune, Dumnezeu a pregătit niște metode prin care noi să ajungem la această înțelepciune, prin care noi să o dobândim, prin care noi să ne-o administrăm, prin care noi să o învățăm, prin care noi să ajungem la această înțelepciune salvatoare a cetății în care trăim, a familiei noastre, a sufletului nostru. Dumnezeu a pregătit niște metode. Și una dintre ele este aceasta pe care a avut-o și Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 26, cu versetul 24. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel a avut o cunoștință extraordinară, să o căutăm, să o cunoaște. Și el, când a stat de vorbă cu Festus, a spus Festus, pe când vorbea el astfel, ca să se apere Festus, a zis cu glas tare: Pavel, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai în nebunie. Să studiem despre învățătură, să învățăm ceea ce vrea Dumnezeu, cum să ne salvăm viețile noastre, cum să învățăm să salvăm familiile noastre, cum să învățăm să salvăm pe alții dacă putem. Dumnezeu poate să ne învețe prin cuvântul Lui aceasta. Apoi, frate și surori, o altă metodă foarte la îndemână noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu în Iacov, în capitolul 1, cu versetul 5. Iacov 1 cu 5. Dacă vreuna dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Este vorba aici despre o înțelepciune mântuitoare, frate și surori. Dacă dăm mai departe în versetul 6 și 7 vom vedea, dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt, în pace și încolo. Versetul 7. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Versetul 8. Căci este un om nehotărât, nestatornic în toate căile lui. Versetul 9. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Versetul 10.
Bogatul dimpotrivă să se laude cu smerenia lui, căci va trece ca floarea ierbii, și versetul 11, răsare soarele, trece la versetul 12, la mine. Ferice de cel ce rabde ispita, o înțelepciune mântuitoare, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care au făgăduit-o Dumnezeu celor ce îl iubesc. Apoi, frați și surori, în 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, un verset pe care știu că îl cunoașteți aproape pe de rost. Toți de aici, aproape toți, sau nu știu câți dintre noi îl cunoașteți, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre și să dea înțelepciune în neprihănire. Iată că Cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, este de folos pentru noi ca să ne dea înțelepciune în neprihănire, în umblarea noastră. Dacă vom cerceta Scripturile, vom găsi în ele mântuirea sufletelor noastre, o înțelepciune salvatoare, mântuitoare pentru sufletele noastre și pentru aceasta va fi ferice de noi, dacă ne le vom da nouă înșine. Rezultatul înțelepciunii, frați și surori, este că împrejurul nostru vor fi cetăți salvate, așa după cum a fost acea cetate salvată, în Luca, în capitolul 19, cu 41. Ce-a făcut Domnul Iisus pentru acea cetate? Ce ar trebui să facem și noi pentru cetatea în care trăim? Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Luca, în capitolul 19, cu 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Ar fi nevoie de oameni credincioși în ziua de astăzi să plângă pentru cei din jurul lor, așa cum a făcut Domnul Iisus Hristos, să plângă pentru cetatea în care trăiesc. Apoi, salvează familia. Rezultatul înțelepciunii salvatoare este că îți salvezi familia ta. Iată, frați și surori, ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu pe noi ca bărbați. În 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femei ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Frați și surori, așa după cum spunea fratele Ani, este nevoie să ne luăm soție, să ne luăm familie și cu toții în rugăciune și să nu ținem necaz în familiile noastre unul pe celălalt, să ne salvăm familiile noastre prin înțelepciunea pe care Dumnezeu vrea să ne dea din Cuvântul lui Dumnezeu. Amin, fraților? Așa să fie pentru fiecare în familie din biserica noastră. Să învățăm lucrul acesta, să ne punem împreună cu familiile noastre, să ne salvăm familiile noastre. Apoi să ne salvăm sufletele noastre, așa cum ne învață Cuvântul lui Dumnezeu despre cele cinci fecioare înțelepte. În Proverbe, în capitolul 19, cu versetul 8, cine capătă înțelepciune, își iubește sufletul. Cine capătă înțelepciune, își iubește sufletul, cine păstrează priceperea, găsește fericirea. Aceasta vrea Domnul de la noi, să ne salvăm cetatea, să ne salvăm familia, să ne salvăm sufletul nostru prin înțelepciunea care vine de la El, care este mai importantă, care este mai mare, care este mai tare decât puterea omenească. Prin puterea noastră nu putem face absolut nimic. Acestea se duc de la noi puterile. Apoi, frați și surori, voi încheia cu Proverbe, capitolul 16, cu versetul 32. Cine este stăpân pe sine însuși? Proverbe 16, cu 32. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz. Și cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Înțelepciunea, frați și surori, este mai importantă decât forța, decât puterea omenească, pentru că vine de la Dumnezeu și este desăvârșită, bună și sfântă pentru noi. Vom ști oare noi, frați și surori, să cerem de la Dumnezeu în fiecare zi înțelepciune în viețile noastre? Înțelepciunea Domnului Iisus Hristos a scos-o evidență că este importantă pentru credincioși. Aș vrea, frați și surori, din toată inima să ne și rugăm, dar să și cântăm o cântare care
o avem cu privire la înțelepciune și spune așa, Doamne, dă-ne înțelepciune. Să gândăm această cântare, frate și surori, și să ne și rugăm ca Domnul să ne dea înțelepciune. Amin.